Bun venit la doza ta zilnică de speranță! Și astăzi putem să găsim încurajare și o nădejde sigură privind în Cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus care spuneau așa: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Doamne, chiar am vrea să nu ne mai îngrijorăm. Sunt atâtea vești rele, e atâta îngrijorare în casele noastre. Prin orice sursă, prin orice mijloc, vin doar vești care îngrijorează. Oare am putea să nu ne mai îngrijorăm? Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă. Cu alte cuvinte, gândirea excesivă doar la probleme, doar la greutăți, aduce îngrijorare. Și acum, sigur, ne gândim dacă ne putem și noi îmbolnăvi, ne gândim dacă viitorul va fi mai greu și dacă lumea se va schimba într-un mod iremediabil, dar gândurile acestea cu o preocupare excesivă pentru astfel de lucruri aduce o îngrijorare. Și gândiți-vă numai la faptul că, de exemplu, ții un pahar de apă în mână. E greu? Nu. E mult? Nu. Dacă îl ții un minut, dar dacă ții o zi, o săptămână, o lună de zile, atunci poate să devină o povară imensă. De aia recomandarea, sfatul Domnului Iisus este să nu ne gândim excesiv, dimpotrivă, să ne gândim la lucrurile de sus, pentru că acele aduc liniște și pace. Mai mult spune Domnul Iisus, nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca? Toate acestea lucruri, printr-o vorbire concentrată și adresată doar asupra problemelor, poate să aducă îngrijorare. Și îngrijorarea, spunea cineva, este ca un balansoar. Te ține ocupat, dar nu te duce niciunde. Care este soluția atunci? Dacă nu ne gândim excesiv la probleme și dacă nu vorbim în mod exagerat despre ele, ce putem să facem? Ascultați ce spune Scriptura. Nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Mai mult, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va însoți inimile în Hristos. Dragul meu, haideți să găsim speranță astăzi în ceea ce ne spunea Domnul Iisus, să nu ne îngrijorăm pentru viața noastră.